Cum a văzut și simțit ziua Marii Uniri Regina Maria? Și-a notat impresiile în jurnalul său, iar nouă românilor nu ne rămâne decât să-l răsfoim. Duminică, 1 decembrie, ne-am întors. Cu adevărat ne-am întors acasă după un surghiun de 2 ani. Să îndrăznesc oare să rostesc marele cuvânt, ne-am întors triumfători. Nu spun aceasta cu vreun gând de trufie, ci cu smerenie, ca una ce ar vrea să cadă în genunchi și să aducă prinos de mulțumire. Cum să încerc măcar să descriu ziua de zguduire sufletească ce am petrecut-o? Am fost întâmpinați la gara Mogoșaia de generalul Berthelot și de câțiva ofițeri francezi și englezi și, bineînțeles, de generalii noștri în frunte cu Prezan. Caii ne-au așteptat la gară. Eu trebuia să încalic pe marele și voinicul Jumbo, o adevărată namilă plină de putere, care nu se lasă tulburat de niciun fel de zgomot. O a doua oprire s-a făcut la Piața Victoriei. Aici ne-au întâmpinat, după datină, primarul, cu pâine și sare, guvernul nostru, numeroși foști miniștri din toate partidele, corpul diplomatic, precum și o mulțime de doamne entuziaste care mă acoperiră cu o ploaie de flori, lucru nu tocmai ușor de înfruntat când ești călare. După aceasta, urmă intrarea în oraș de-a lungul vestitei căi Victoria, scumpă inimilor românești. Regele, eu, Nichi și Berthelot, pe același rând, eram în fruntea trupelor noastre, urmate de aproape de trupele aliate. A fost cu adevărat o triumfătoare reintrare în capitala noastră. Orașul înnebunise de tot, avea impresia că până și casele și pietrele drumului strigau urale împreună cu mulțimea. Peste tot steaguri fulfuiau la ferestre, pe acoperișuri, la felinare și stegulețe în mâna fiecărui copil.